Suntem în satul Vidra, comuna Vârfule, județul Arad, iar alături de noi este domnul Ghiță Ghergar. Este unul din beneficiarii noștri din această iarnă. Domnul Ghiță va primi din partea noastră o sobă de foc, pentru că el locuiește singur împreună cu tatăl său. Sunt o familie foarte săracă aici în cătunul Vidra și au nevoie de o sobă de foc urgent, cât și lemne de foc. Ghiță nu are loc de muncă, zona este o zonă de munte, fără locuri de muncă și amândoi trăiesc dintr-o pensie foarte, foarte mică a tatălui. Acum noi le vom oferi o sobă și le vom cumpăra lemnele de foc. După cum se poate vedea în imagine, drumul care duce spre cătunul Vidra este cu gheață, nu vom putea urca. Soba a fost cumpărată, este undeva în comuna Vârfurile și împreună cu un prieten am stabilit că atunci când drumul se va dezgheța, o să urce cu mașina să ducă soba la familia Ghergar. Ghiță, dacă ne poți confirma că soba a fost cumpărată, că e lăsată în comună, în Vârfurile? Da, este cumpărată și e într-un loc sigur. Mulțumim pentru cei care au donat, care te-au ajutat. Care au contribuit, mai bine zis, la aceste donații. Ghiță, aș vrea să ne confirm că ai primit și lemne de foc din partea noastră pentru toată iarna. Da, e adevărat, da. Așa, și vreau să le mulțumesc celor care te-au ajutat și v-au ajutat pe tine și pe tatăl tău, atât cu lemnele de foc cât și cu soba. Le spunem sărbători fericite și la mulți ani, pentru că și-au deschis inima și sufletul ca voi să puteți avea căldură în această iarnă și o sobă de foc. Sărbători fericite și la mulți ani! Mulțumesc.